aici cu Gianni, țar. După cum v-ați obișnuit. Noguiță. Cu Gianni. Guiță. Cu Delcea. Ce faci, guiță? Forță, Delcea. Ce faci? Respect și bună putere. Respect. România. Bună dimineața, România. Bună dimineața, Bucure. Zi mai intro-ul ca lumea dacă tot. Bună dimineața, România. Bună dimineața. Bine, m-am regăsit la un nou loc. Dimineața goșiori sau școlarilor, depinde. Din vlogul de ieri. Uitați, uitați-l și pe Nicu. Ce funcție? Ce jucat mai deap. Și-a luat carnet. Mergem acum la oră. Și acum face... Sper că n-am întârziat, adică sigur n-am întârziat. Da? Și dacă am întârziat absența oricum. Acum ca să stăm cu fane! Iar l-am băgat pe fane aici, în vlog. Și cu Mihăiță. Tu de ce nu vrei mă zic? Nu prea. Bă! Mergem spre clasă. Am mâncat de-a lui frumos. Vreau să vă zic că am vorbit cu profesoara mea de română, mă rog, care organizează balul bobocilor și chestii și mai mult. Și am vorbit cu ea și am întrebat-o dacă pot să cânt ceva, o melodie la bal. Având în vedere că eu stau 11, am crezut că nu prea se poate, știi, dar... Mă rog, am vorbit cu ea, i-am spus cam ce vreau eu să fac, să cânt o melodie așa sau două. La bal și zic că da, cum să nu, să te prezinți luni la 12. Deci luni la 12 trebuie să mă duc, mă rog, după ce termin cu orele la școală, mă duc la acolo la o clasă să-i arăt exact ce vreau să cânt și este vineri. Mă rog, când o să vedeți voi vlogul, e sâmbătă deja, deci sunteți în weekend, alea. Acum e vineri la mine. Ceea ce e destul de fain, mai ales că am scăpat de liceu, gata, am plecat și acum am mâncat acasă și... Da, și mă rog, tata acum este plecat până la București cu fratele meu. Da, mă rog, sunt plecați că fratele meu are 19 ani și... S-a angajat la Oșan acolo, la Moi. Mă rog. Și acum să ce să caute, să cumpere chirie acolo. Să stea, să mute. Ca să nu stea să facă naveta Roșior București, pentru că e destul de scump și nici nu prea are cum. Dacă mai pe vlog? Nu. Hai ca poate. Rareș, prietenul meu. Și cu Finuțu. Care a ieșit din penitenciar de la Jilava, a făcut de facultate. Ne-am și cu dreptul și master. Și acum și ziceam la 100 și îmi povestea cum e facultatea, într-un cămin, un program, cu 15 ani. Deci el vrea să se întoarcă înapoi în pușcărie, dar nu știm cum să-l aducem înapoi chiar de când ai. Bă, când dai o pară în cap, când dai o sticlă, dar n-ai mai trebuit să beau și pe andeam să fie în cap. Și ajunge la închisoare. Da, și ne-am întâlnit cu ei aici, la magazinul ăsta de la colț. Să ne angajăm ca ospătari. Voi, trebuie să fie și voi bine vă ne-am întâlnit cu Florin care a venit la Ciu. Tu ce ai făcut la Ciu, ai Chiuli? N-am Chiuli. El întotdeauna vă minte, credeți-mi, el N-am Chiuli, vorbesc eu. El chiar minte, dar asta e adevărul. Sau toți ce-am Chiuli. Nu prea place școala, asta e. Și cam atât, așa că vă las. Căutați acolo în acele de prieteni Rareș Nicolae Gărbeș. Deci căutați pe Facebook, Nicolae Gărbeș. Rareș Nicolae Gărbeș. Și a făcut căutați, și a făcut reclamă omul, ce Bardul este disponibil. Am ajuns și acasă până la urmă. După cum ați văzut, la coz la mine la magazin era Rari și cu încă un băiat Finuțu, mă rog.
Am stat, am mai vorbit cu ei, ce am mai vorbit și până la urmă am plecat acasă. Gata, suntem cu aici cu Giorgău, gata, mergem pe vale, am un parc. Iarna, am agecile de iarna. Aici a luat sunt cu bike traffic de vreme parc. Salut băieți! Ce faci? Da, acum noi filmăm, acum e sâmbătă când filmez videoclipul ăsta pentru că n-am apucat să filmez partea de final și așa că am să filmez acum și na, voi postez acum. Da, fraților, deci avem niște nume noi de trecut pe chitară care, adică cei care au comentat trebuie să îi le trec numele pe chitară. Nu uitați dacă vreți și voi să apăriți pe această chitară mirobolantă. Să apăriți și voi, lăsați acolo un comentariu, eu vă iau numele și vi-l trec aici. Haideți să începem. Am trecut numele pe chitară, după cum puteți observa aici, Rareș Badea, Cosmin Delcea, unde e, stai că mai trebuie să... Sorin Zane și cam ăștia sunt. Deci, nu uitați, fraților, dacă vreți să apăriți și voi pe această, să apăriți și voi pe această chitară, lăsați acolo un comentariu și am să vă trec. Deci cam asta a fost și cu acest episod. Nu uitați să lăsați un like, să dați un share pe Facebook, să vadă și prietenii voștri, să dați un subscribe, să apăsați pe clopoțel ca să primiți notificări și noi ne revedem mâine în următorul vlog. Pa, pa!